De când a apărut, dacă țineți minte că am pus problema coronavirusului săptămâna aceea când am avut conferința și cineva a crezut că aduc și sperii poporul. Nu îl sperii, dar trebuie să fim conștienți și să avem grijă cât putem. Însă această problemă de molimă este tratată de Biserica Ortodoxă cu o rugăciune. Și acum îi mulțumesc, adică ea mi-a adus aminte din nou. Pentru că eu tot vreau de o vreme să citesc această rugăciune. În această rugăciune vă atrag atenția asupra unui cuvânt înainte să o citesc. Este destul de lungă, va dura cam 10 minute. Vă atrag atenția asupra unei sintagme. Zice, pe care am pierdut, zice, starea de la început pe care am pierdut-o prin slăbiciunea minții și prin sfatul vrăjmașului. Și acum ascultați ceea ce face Dumnezeu tot timpul. Vrând iarăși a ne ridica și în tot chipul, purtând grijă să scapi ce a mai rămas din căderea aceea. Să luați aminte, în timpul rugăciunii veți înțelege mai bine. Adâncul omului, de la Părintele am învățat toți asta cu putere, este un adevăr al Ortodoxiei, singura care mărturisește acest adevăr. Singura! Și de aceea este doar ea în adevăr. În adâncul omului există ceva ce nu poate fi distrus niciodată. Acea drahmă, ce înseamnă? Acea drahmă pierdută înseamnă chipul lui Dumnezeu care nu se pierde. Dumnezeu vine și caută acea drahmă care s-a pierdut. Oricât de adânc ar fi pierdută în mizeriile noastre. Chipul lui este totdeauna scopul căutării lui Hristos. El nu lasă nimic. Caută și pe fiecare îl cheamă ca să găsească drahma. Chipul lui. Și atunci, oricâte lucruri s-ar întâmpla, noi să ținem seama că în toată vâltoarea lucrurilor, Dumnezeu caută drahma. Și să avem grijă să-L ajutăm să o găsească. De fapt, să-L lăsăm să o găsească. Să vrem să o găsească. Zice, Doamne, găsește-mă. Da. O să citim această rugăciune, vă rog să stați în picioare sau în genunchi, după cum vă folosește, și cu aceasta închidem această seară. Vă mulțumesc, Dumnezeu. Mulțumesc eu, Dumnezeu.